Accident grav în satul Mihailovca din raionul Cimișlia. Un bărbat de 61 de ani a murit după ce tractorul pe care îl conducea s-a rupt în două în urma unei lovituri puternice provocate de un tir. Polițiștii au stabilit că un bărbat de 61 de ani s-a luat unui tractor cu remorcă, transporta masă lemnoasă. În momentul virei la stânga a fost campanat de un tir condus de un bărbat de 52 de ani din raionul Comrat, care se deplasa pe aceeași direcție. În urma impactului, tractorul s-a inversat. Șoferul a fost descarcerat și a decedat până la sosirea ambulanței. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție din Cimișlia, Cristina Vicol, tragedia s-a produs în jurul orei 12. A fost necesară și intervenția salvatorilor pentru a descarcera victima. Curăni s-a ales și șoferul camionului. Bărbatul nu a fost transportat însă la spital. Cazul este cercetat într-un proces penal.